Manuela, ca interpret, ca om de cultură, ce ne poți spune despre promovarea atât a folclorului cât și a generației tinere ce vine din urmă? Ceva mai înainte vorbeam un pic despre generația tânără, că tu ai lăsat loc, deși tu ești tânără și ești în plină ascensiune artistică, lăsăm loc să se formeze și ajutăm pe acei tineri, dar totuși. Trebuie să recunoaștem că Bucovina a fost darnică cu noi, fiindcă ne-a dat o pătură largă de tinere talente, de speranțe că, într-adevăr, folclorul nostru bucovinean e pe mâini sigure. Și mă bucură faptul că acești tineri chiar fac cu drag de lume și cântec. Nu împinși de la spate, și-au ales discipoli, într-adevăr, cu har de a le insufla dragostea pentru cântec. Folclorul trebuie susținut atât de, chiar și de pătura politică, să ne ajute, să ajute folclorul prin proiecte, prin fel și fel de programe specifice, să dăinuie. Să încercăm să-l ținem, eu știu, viu tot timpul printre noi, fiindcă, de fapt, asta este definiția noastră ca popor. Folclorul ne reprezintă. Și rămâne până la urmă cartea de identitate a românului, Exact, acel a zonei. pașaport De care noi asta ne mândrim. sunt foarte mândră oriunde mă duc de zona Bucovinei și nu numai de faptul că e formată din oameni gospodari, din sate frumoase, îngrijite, ci și de faptul că avem tineri buni pe toate laturile, chiar și a învățământului, dacă avem olimpici, așa, dar și această latură a folclorului în care trebuie să recunoaștem, tinerii din ziua de azi au intenția de a trece partea cealaltă, de pragul celălalt, adică spre muzica ușoară, spre rock, spre... Nu este rău, este chiar foarte bine, numai că trebuie să ținem și la tradițiile noastre și avem această Prioritate și posibilitate, exact. posibilitate, așa este. Deja un CD realizat cu mult profesionalism, pot spune, dar și multe concerte și spectacole în țară. Ce crezi că te-ar obliga sau ce ar trebui să mai realizezi de acum încolo, fiindcă, cum știm bine toți, publicul așteaptă din ce în ce mai mult de la noi. De la noi, cei care venim pe scenă, care încercăm să dorim cântece frumoase pentru publicul iubitor de folclor. În primul rând, acest CD, având în vedere că deja m-am șlefuit, atunci când l-am scos, mi s-a părut că este perfect. În timp, șlefuirea de după, mi-am dat seama că are și unele greșeli. Și sunt și normale. Și chiar am avut unele discuții cu maestrii din zonă și îmi spuneau, lasă dragă, că al doilea e să vezi că o să fie mai bun decât primul Obligat și ai trebuie să-ți să fie. dai seama de unde ai pornit și Și nu ar unde să ai se repete ajuns. acele mici greșeli pe care cred că mai mult noi le observăm și specialiștii, să spun așa. Da, cred că am devenit mai critică sau mai exigentă cu mine, ceea ce nu este rău. De multe ori, crede-mă, chiar și când înregistrez un nou material sau chiar la o filmare, mai evit așa să mă uit, fiindcă întotdeauna îmi găsesc greșelile și cred că ar fi fost loc de mai bine. Tot timpul credem că este loc de mai bine. Ansamblul studențesc Arcanu, într-adevăr, mi-a dat posibilitatea să particip în multe Atât în spectacole, județ cât și în afara județului și exact, chiar și în țară și știu că ați peste avut și turnee în hotare, străinătate. festivaluri, în care am avut ocazia să cunosc mulți oameni de cultură, dacă îs câștigată prin aceste cunoștințe făcute pe unde am mers.
Aceste festivaluri, aceste spectacole, după cum spuneam, m-au șlefuit, m-au ajutat să mă șlefuiască. De asta este bine ca tânăr interpret să mergi la cât mai multe concursuri, chiar dacă nu ai luat locul întâi, ai luat doar locul 2 sau locul 3 sau premiul de popularitate. Nu contează, în primul rând participarea la acelui concurs. Întâlnirea cu publicul este o experiență aparte, da, atât cu publicul spectator, cât și cu orchestrele profesioniste din țară. Îți dai seama care sunt criteriile pe care se bazează un juriu specialist în momentul în care te punctează. Și atunci știi tot timpul unde trebuie lucrat. Așa este. Vă invit din nou, dragi telespectatori, să o ascultăm pe invitata noastră de astăzi, Manuela Pohoață. Greușor, cumac în floare, hai să facem hora mare, din hotar în hotar lume. Să rasune hora frați, măi, de la Prut, peste Carpați, măi, peste culmi și peste brazi, măi, lume. Greușor, cumac în floare, hai să facem hora mare, din hotar în hotar lume. Să rasune fără frați, măi, de la Prut, peste Carpați, măi, peste culm și peste braz, măi, lume. Hai să jucăm orele, să rasune dobele, ca și vara ploile, dor și iară dor. Hai cu tăți să ne strângem, tarararararara, roata mare să fașăm, tam diri 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 dira, prinși de mâini să ne învârtem, tarararararara, pasul să nu-l ratașim, tam diri 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 dira. Hai cu tăți să ne strângem, roata mare să fașăm, mă! Asta horă îi aleasă, mult îi mândră și frumoasă, la români cu dor să lasă lume. Noi români să n-o iubească și cu drag să o învârtească, cât-i vatra românească lume. Asta horă îi aleasă, mult îi mândră și frumoasă, la români cu dor să lasă lume. Noi române să n-o iubească și cu drag să o învârtească, cât-i vatra românească lume. Din bătrâni cu tăți o știm și la fel o învârtim, alta ca e nu găsim, dor și iar dor. Hai cu tăți să ne strângem, tarararararara, roata mare să facem, tam diri 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 dira, prești din mâini să ne învârtim, tarararararara, pasul să nu-l ratașim, tam diri 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 dira, prești din mâini să ne învârtim, pasul să nu-l ratașim, mă! Jucați hora linșărare, că jucăm la noi în țară, cât-i neamul să nu moară lume. Cât ori dă-i nu e carpață, să jucăm hora ca frață, să nu șimpra de la alți lume. Jucați hora linșărare, că jucăm la noi în țară, cât-i neamul să nu moară lume. Cât ori dă-i nu e carpață, să jucăm hora ca frață, să nu șimbra de la alți lume. Asta-i fără horilor, jocul drag românilor, fala moldovenilor, dor și iar dor. Hai cu tăți să ne strângem, tarararararara,
roata mare să facem. Tam de re de re de re de re de re de ra, prinși de mâini să ne învârtim. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Pasul să nu-l ratașim. Tam de re de re de re de ra. Asta-i hori cu noroc. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Când strângi la un loc. Tam de re de re de re de re de re de ra. Neamul drag să ne adunăm. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Și de joc ne bucurăm. Tam de re de re de re de re de re de ra. Frunze verde, trei spanași lumii, de-aș putea vremea înătoarși lumii. Să-și eu în copilărie, la mama cu bucurie, cu drag iar să mă mângâi, of, of. Și cu voșa caldejoasă, să mă învețe bucuroasă, ci sunt 7 ani de acasă, of, of. Aș da vremii supărarea, of, of. Să pot să mai bat cararea, of, of. Cu mândra să merg de mână, să ascult codru cum sună și izvorul cum se schină, of, of. Nu se uite niciodată prima dragoste curată, nici mama a rămas în poartă, of, of. Vremii de nimic nu-ți pasă, of, of. Am copii, nevastă, casă, of, of. Dar ai trecut prea de grabă, când ne-a fost lumea mai dragă, ne-ai luat ani într-o desagă, of, of. Dă-ni măcar pentru o lună, să-i fac mamii voia bună, că-i și e acum bătrână, of, of. Frunze verde, trei migdale, of, of. Bucurie am și jale, of, of. Jale am că te-ai dus vreme, azi îmi spun copiii nene, și-mi pare că-i prea de vreme, of, of. De la copiii bucurii, au cei 7 ani să-i țâie, cine i-o dat mamanie, of, of. Se-ntorc vremea, nu se poate, ce-au trecut, trecute-s toate, amintiri sunt mai departe, of, of. Toate trec de bună seamă, numai inima de mamă, grijați poartă-n dor și teamă, of, of.
pajar, să pitrești și să jucați și din tăte să uitați, să aveți și m-a pomenit ca mininul saltele. Nici-n deal și nici-n vale, nu-s ca mine orice care, că am poale de bumbac, să videți deamul și fac. Joacă, joacă, trup sub țări și din joc să-ți fară ghine, când e lumii, când te duși, apă și pământa-l și unși. Mama-n bordei, la nează pe la trisă și fruntea-n tri femei. Frunte-i-s, frunte-i mațân și din lume eu și bun. Cântecul și veselia, dragostea și omenia. Că știu una tare bună, am umit viața pe mână. Când petrec mai beu un jil și dorm noaptea mai puțin. Voi avea vreme-i destulă când doi și babă bătrână. Până atunci am făcut băi, sub sarașele călcăi. Când eram nemaritată, mulți o scribuli la poartă. Și-amul mă-ntreabă mirat, când eu nu m-am schimbat. Cât o joc și m-a pitrec, cu bărbatul cum o trec. Uite, badi, vezi în față, așa-i să știi cum este viața. Că bărbatul-i ca și mine, mi-i drag a trăi pe lume. Când mi-am potrișit noi doi, din milinii-l facem noi. Că te știi și dacă vrai, în viață poți face rai. Tare mi drag că ai pus arcul pe strunii și aduci cânte și la lume. Dar și eu uitiță-n hangul cântăm din mai mare dragul. La toată lumea cu foc cât de asta-i jucu șoc. Și-nc-o dată mai zi una cam își vine străgatura. Și-am s-o zic dar nu de alta că jocul e aproape gata. Ruză verde tria lunii, ne-o mai vesele și mâine. Neamul meu tătașa știe că-i să de veselie. Tătii în urmă-s de lăsat, că-i vremea de jucat. Neamul meu tătașa știe că-i să de veselie. Tătii în urmă-s de lăsat, că-i vremea de jucat. Și-uite așa cum am gândit, ram-tai diri 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 da. Eram într-un joc a s-o pornit, ram-tai diri 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 da. Cu scripcar de la humor, ram-tai diri 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 da. Era optul tare, ne-a fost dor, ram-tai diri 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 da. Am unii ghinili, șobniți bunii să lili. Când îi joc și veselie, mâinii Dumnezeu mai știe. Badea meu pe joc s-o pus, tofu după capul sus. Și să țâni că-i de fală, dar nu mai mânca de-asară. Badea meu pe joc s-o pus, tofu după capul sus. Și să țâni că-i de fală, dar nu mai mânca de-asară. De-ai fi badi om de treabă, ram-tai diri 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 da. Era te-aș lăsa ca să-ți știu dragă, ram-tai diri 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 da. Dar tu ești la furisăcă, ram-tai diri 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 da. Azi noapte și și-a iubit, ram-tai diri 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 da. Și-n joc strâși că tu mă vrei, nevastă să mai iei. Ai vrea tu, dar tare-i greu, că știu și-i de capul tău. Eu la voi e bună trag, cu batița și-mi-i drag. Dar nu-mi trebuie de bărbat, că-i al naibii blastamat. Eu la voi e bună trag, cu batița și-mi-i drag. Dar nu-mi trebuie de bărbat, că-i al naibii blastamat. Și mama m-a sfatuit, ram-tai diri 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 da. Era să am grijă la iubit, ram-tai diri 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 da. De dijoacă și bațos, ram-tai diri 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 da. Era așelai mai păcătos, ram-tai diri 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 da. Dar nu știu de rând că mai inti o băut, un rachiu de brusturi, gătul să nu lusturi. Zăi scricare repejor, că așa-i jocul la humor. Iuti, iuti cu avânt, să nu mă uit în pământ. Zăi scricare repejor, că așa-i jocul la humor. Iuti, iuti cu avânt,
papu și mie. Ram tai diri 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 da, era și s-o mai ales din ei. Ram tai diri 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 da, că așa să-ți descusuță. Ram tai diri 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 da, era plângi la ei dacă te uiți. Ram tai diri 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 da, frunză verde busuioc, dragunii cu tine în joc. Să mă învârți badii de poți, două zâli și trei nopți, și până om avem nepoți, roată, roată, tot așa. Manuel, am vorbit despre cântecele tale, am vorbit despre activitatea ta artistică, atât a ta cât și colaborarea cu ansamblul studențesc Arcano al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Cum își împarte munca profesională interpreta Manuela Pohoață cu cea de zi de zi? Da, e un pic cam greu. E un pic cam greu, având în vedere că... Pentru că trebuie să spunem telespectatorilor noștri, interpreta Manuela Pohoață este director în cadrul Centrului de Plasament Blaidorf din Suceava și sunt atâtea probleme și la servici, sunt probleme și acasă și iată și cariera profesională care trebuie făcută foarte bine și toate cred că trebuie făcute foarte bine. Așa este, când ai un program de 8 ore, de luni până vineri și într-adevăr mie îmi place să îmi fac datoria la locul de muncă, fiindcă așa m-au educat și părinții în viață, omul simțește locul și de unde pleci întotdeauna să rămână ceva după tine sau așa cum vei lăsa loc de bună ziua, dar să rămână și ceva. În cadrul protecției copilului, în cadrul de asistență socială și protecția copilului Suceava, am avut mai multe, nu pot să spun meserii, dar am fost pe mai multe posturi. Prima dată am venit ca meloterapeut, unde am putut să îmbin foarte bine dragostea de cântec cu terapia prin muzică pentru omul cu dizabilități. Da. M-am reîntors pentru o perioadă de 4 ani la birouri, unde am fost șef birou în cadrul managementului calității servicii de prevenire și protecția muncii, după care am revenit șef serviciu în cadrul complexului de recuperare neuropsihomotorie Blaidorf cu nouă viață Suceava. Lucru care oricum mă ține în priză și dragostea de cântec mă ajută foarte mult. La serviciu ai o anumită încărcătură psihică, emoțională, mai ales când lucrezi cu astfel de copii sau cu astfel de tineri în care te zbați tot timpul ca dizabilitatea lor să le o transformi în abilitate. Asta este un efort psihic destul de mare și nu vorbesc numai în cazul meu, vorbesc în cazul tuturor colegilor care suntem acolo și lucrăm acolo. Ei, muzica populară, în schimb, mă încarcă, mi încarcă bateriile, mă încarcă cu pozitivism și revin în mijlocul copiilor și a personalului pozitivă și plină de viață, fiindcă trebuie să recunoaștem cântecul popular, totdeauna ne îmbie la distracție, voie bună, veselie. Spune-mi, eu știu că ai un băiat extraordinar care este în clasa 4 la școala generală numărul 3 din Suceava. Tata s-a implicat în cultură cu acest ansamblu studențesc Arcano. Mama cântă, dar Alexandru? Alexandru este un copil fin, sensibil, deosebit, nu că este al meu. Știi, Sorin, tatăl meu tare și-a dorit un băiat și a ieșit o fată ca un băiat. Eu, în schimb, tare mi-am dorit o fată și am un băiat ca o fată. Este foarte sensibil. Ascultă cu drag cântecele mele și nu numai, și muzica populară. Nu are deocamdată înclinații. În schimb, am observat acum cu unele cursuri de muzică samba pentru pregătirile serbării școlare că ar avea înclinații spre dans, dar vreau să vină de la el. Deocamdată face parte din clubul Castorii la basket. Mulțumesc domnilor profesori pentru că îi însuflă dragostea de mișcare. În primul rând că asta contează, mișcarea care o faci. Așa. Și aștept. Eu am fost descoperită, da, în clasa a treia de doamna profesor Doina Lavric, nu din frage de pruncie. Mai este timp, dacă a fi să continue. Dacă nu. Să-și dorească să pornească pe corect, drumul, pentru că susținere va avea din partea părinților. Sigur și... că da. Sigur, numai că trebuie să fie pregătit, că este un drum greu. Mamă
am crezut că acest drum al cântecului este atât de frumos, cu oameni frumoși, neted, lin. Dar nu e chiar nu așa. Nu e chiar așa. Fiecare este... pădure are uscăturile. Așa este, dar putem spune că este loc pentru fiecare în această familie. Așa este. Pentru că chiar fiecare are drumul lui și drumul lui în viață croit, să spun așa. Așa nu este. Cred că ar trebui să existe atâta răutate și fiecare să se împiedice unul de altul de succesele și realizările profesionale. Corect, corect. Fiecare interprete cu publicul lui și sunt conștientă că nu toată lumea mă apreciază, fiindcă așa e făcută lumea. Vieții și așa e lumea croită de așa manieră. Exact. Manuel, eu vreau să-ți mulțumesc că pe parcursul acestei emisiuni ai fost alături de noi. Aș vrea câteva gânduri acum la final de emisiune pentru publicul spectator și telespectator, pentru cei ce urmăresc emisiunea La Dădea Zeste și pentru cei, iată, ce o apreciază pe interpreta Manuela Pohoaței, apreciază cântecele și o iubesc. În primul rând, le mulțumesc dacă mă apreciază și toată considerația mea pentru faptul acesta. Am să încerc mereu, de câte ori voi scoate câte un cântec, să o fac cu drag de lume și cântec. Vă îndemn la o viață liniștită, plină de pozitivism, înțelepciune, răbdare, să aveți puterea de a vă face viața frumoasă prin voie bună, prin micile plăceri ale vieții, punând accent pe acestea, să iubiți folclorul, că iubind folclorul vă veți încărca. Și asta, după cum v-am spus-o din experiența mea de viață, folclorul mă ajută să înaintez în viață, indiferent de greutățile care mai apar în calea noastră. Vă doresc din tot sufletul meu multă sănătate, că e mai bună decât toate, și multă pace, că avem nevoie. Și noi mulțumim invitatei noastre și vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și în acest sfârșit de săptămână. Până la o nouă întâlnire cu cântecul, Sorin Filip vă dorește să aveți o seară frumoasă și nu uitați că vă aștept în fiecare vineri aici la NES TV să urmiți emisiunea La Dădea Zeste, începând cu orele 18. Să aveți o seară cât mai frumoasă!